Competiția cerbă în stațiunea Predeal la baza sportivă de pe Valea Râșnoavei. După ce ieri s-a desfășurat concursul de ski fond, astăzi a venit rândul biatloniștilor să se întreacă. Evenimentul a reunit cluburi din toată țara, iar sportivii au avut de parcurs un circuit lung și solicitant, după care au avut de atins 5 ținte în spațiul de tragere special amenajat. Ne-am întors de câteva zile din Cupa Mondială și am găsit o bază aproape de parametrii celor din Cupa Mondială. Ne bucurăm că se ține această competiție. Este o verificare pentru toți sportivii, atât cei care au fost afară, cât și pentru cei care s-au pregătit în țară. Hai, Petre! Despre ceea ce a fost afară, orice început e un pic mai greu, sperăm să fie din ce în ce mai bine. Au fost și rezultate bune, dar au fost și rezultate mai modeste. În acest sens, de băieții de care răspund, pot să vă spun că Gervacea Roland a avut o comportare foarte bună în cursa individuală de la Ostersund, nu de atras fără greșeală. O nouă bază și o nouă realizare pentru infrastructura sporturilor de iarnă și, în mod special, ski fond biathlon. De ce spun acest lucru? Întrucât această bază e construită de mai multă vreme, dar acum începe să ia conturul unei baze adevărate. Noi sperăm că, odată cu finalizarea lucrărilor la această bază, să obținem turatura de a organiza concursuri de mare importanță. Campionate europene, cupe europene și așa mai departe. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați participat astăzi la această competiție. Felicit în primul rând pe câștigători. Sper ca în următoarea perioadă să ne vedem din ce în ce mai des la această bază. Avem certitudinea că lucrurile în continuare se vor desfășura din ce în ce mai bine. Avem zăpadă, avem cadrul natural, avem sportivi, dacă avem și performanță, este în regulă. La finalul competiției, câștigătorii au fost premiați de administrația locală cu diplome, cupe și medalii. Concursurile vor continua la pârtia de ski fond și biatlon, deoarece Federația Română a inclus în noua bază în organizarea evenimentelor sportive de nivel național.